Dana Roba, din nou la spital. Vedeta va ajunge de urgență la doctor. Sunt într-o stare atât de gravă, Dana Roba a postat un mesaj pe rețelele de socializare, spunându-le fanilor săi că de trei zile se confruntă cu dureri mari la piciorul drept. Vedeta a mai spus că va ajunge din nou în spital pentru o consultație. Ce este important pentru mine este că voi sunteți aici și îmi scrieți în fiecare zi trebuie să specific faptul că, azi de dimineață, am vrut să ies din casă și am vrut să mă duc la manicură pedicură ca să mai ies din starea asta de neputință, să zic așa. Nu mi este tot una să mă uit în oglindă și să mă văd fără păr, să mă văd cu aceste crăpături în frunte, îmi este foarte greu. Dar Dumnezeu îmi dă putere să trec peste și cu siguranță El mă va vindeca total. Dacă el nu mi-a îngăduit să mor sau să stau într-un scaun cu rotile și pot să merg pe picioare, pentru mine este foarte mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața mea. Piciorul meu drept este într-o stare destul de gravă, pentru că mă doare de trei zile foarte tare. Mâine mă voi duce de urgență la doctor să vedem dacă va trebui pus în gips, eu nu vreau, dar voi asculta de medic. Mă doare sufletul că mâine nu mă pot duce la lucru și că sunt într-o stare atât de gravă, a explicat Dana Roba pe rețelele de socializare.